Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministrul Agriculturii, domnul Daia. Da, prietenul nostru, domnul Daia, are o idee care, să fim cinstiți, nu e deloc rea. Deci felicitări de data asta, pe bune. Știrea Bravo e cu domnul Daia, serios. Cred că și programul Tomata a fost bun. Îl citez. Programul Tomata e tot o altă discuție, să nu intrăm în zona respectivă, domnul Luca. Domnul Pastia. Deci, citez. Vom pune, spune domnul Daia, pe canalele de irigație ale țării, așa, cormorani, panouri fotovoltaice plutitoare, în așa fel încât să creăm, pe de o parte, independența sau să reducem consumul de energie, iar pe de altă parte să putem reduce, tehnic vorbind și demonstrând, evaporația până la 70%, a declarat Petre Daia la un eveniment de profil. Deci, practic, de circuitul financialintelligence.ro. Circuitul ăla pe în natură se va opri în fotovoltaice. Da, stați un pic, bun. Sigur, dânsul are această formulă, nu sunt sigur că a înțeles exact despre ce ar fi vorba, dar are formularea asta mai complicată, așa, mai prolixă. Știe dânsul ceva, să facem niște precizări. Nu e vorba, evident, nu se poate fi vorba de panouri plutitoare, că nu se duc la vale pe apă. Îți dai seama ce o să fie în delta? Că se adună toate acolo. Da, ca plutele pe Bistrița, cu pluta și fotovoltaice ai domnului Daia. Deci nu sunt panouri plutitoare, domnul Daia, serios vorbesc. Ce? Să fac alge, să, cu stuful, cu alea, nu e treabă. Și de panouri montate pe deasupra canalelor de irigații, cum am văzut deja că se face prin alte țări. Se pune ca un coviltir, domnul Luca, înțelegi? Orientat înspre sud. Pe canalele de irigații care sunt pe direcția, nu știu, est-vest, se pun pe partea de sud. Da. Sau sud-vest sau sud-est, încolo. Oblic. Pui pe toate părțile ca să fii sigur, e cel mai bine. Pe nord, pui degeaba. Poți să încerci tu dacă vrei pe nord. Nu merge. Deci, într-adevăr, se reduce evaporarea și e permisă și circulația aerului la suprafața apei și se produce energie, iar spațiul respectiv oricum nu se ia din terenul pentru culturi agricole. Zi. Și oprește și am salutat pe cineva. Noi avem aici niște geamuri și din când în când Luca se salută cu trecătorii. Și asta e. Pe razele soarelui și de asta nu se evaporă nici apa, cum a precizat domnul Daia, ca dânsul s-a prins imediat. Am înțeles. Zici că te-a scos la tablă. De toate și beneficiile. Bine, se mai pot pune, prin alte țări am mai pus panouri fotovoltaice și deasupra pistelor de biciclete, să știți. Ca să fie umbră. Da, în Corea de Sud. Sigur, mai avem până acolo. De fapt, e cam aceeași problemă și cu canalele de irigație și cu pistele de biciclete, în sensul că nu prea le avem nici pe unele, nici pe celelalte. Dar când or să fie să se facă, dacă o fi vreodată să fie, mă înțelegi, care va să zic? Că dacă în București câte sunt desenate pe asfalt, nu prea se mai văd ele. Da. Asta nu sunt neapărat, cumva. Dar piste de biciclete, astea interorășenești, știi? Acolo pui pe autostradă, de exemplu, între cele două benzi, lași să meargă bicicliștii și cu panouri deasupra. Asta, o canale de irigații, nu este o idee rea deloc. Deci, bravo, domnule ministru! Acum să vedem și primele rezultate. Când să nu rămână doar vorbe. Când nu sunteți dumneavoastră, domnul ministru, genul care numai să vorbească. Nu? Dar să nu fac. Auzi, dar canale de irigații avem? Tocmai am discutat, nu ai fost atent. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.